factor pentru alte echipe. Noi îl știm cu toții pe, pe domnul Popa, un antrenor cu experiență bogată, un antrenor care a avut și care are rezultate, un antrenor care are un CV bun și unul dintre foștii mei colegi la licența pro. Deci avem premizele mâine, cei care vor veni la, la joc, să vadă un nivel interesant, nu la nivelul băncilor tehnice, ci la nivelul echipelor din teren. Lumu ce are? Sau e decizie tehnică? Da, Lumu e o decizie tehnică. Pentru acest joc, Lumu face parte din... Un meci mai special pentru că nu a mai jucat până acum împotriva Ucrainei, la niciun nivel, nici când era în Liga 3, Liga 4, Liga 3, Liga 4, Liga 2, nu am jucat. Da, am așteptat ziua aceasta și voi face tot posibilul ca echipa mea pentru să, să câștige. S-au schimbat radical liniile la UTA, mai e vreun coleg din perioada ta acolo acum? Da, s-au schimbat. Mai sunt câțiva colegi cu care, care am jucat și am crescut împreună la RAD, dar pe durata cele 90 de minute nu va mai conta asta, pentru că noi vom face tot posibilul să învingem. Să avem și așa, special. Doar pentru faptul că ai jucat la ei? Da, și vreau să, să câștig. Florin, ce zici de suporterii care, pe lângă rezultate, își dorește un joc spectaculos? Da, vă dați, vă dați seama că au și dorințele lor. Pentru noi e important acum, în momentul acesta, să, să acumulăm puncte, să, să fim puțin mai studenți și să reușim să, să scoatem maxim la fiecare meci. O să vină și spectacolul de... Promitem acest lucru, însă ușor, ușor nu putem. Suntem o echipă nouă, formată în vară și avem nevoie de, de puțin timp pentru a ne, ne acomoda unul cu celălalt, să, să fim puțin mai omogeni și apoi vom, vom face și, și spectacol. Adică este mesă din retur, s-ar putea întâmpla lucrul ăsta? Poate de jocul de mâine vă face spectacol, nu știu, vedem. E funcție de cum vă merge jocul sau funcție de cum vezi și cu și teren? Nu, în funcție de continuitatea noastră. Ne trebuie continuitate și în rezultate și în joc. Am întâlnit asta echipă la care am debutat la Liga 2, dar de când am plecat de acolo am așteptat ziua, ziua aceasta și vom face tot posibilul ca să, ca să câștigăm și să ne clasăm la sfârșitul meciului, cel puțin până să termine etapa pe primul loc. Cred că asta este cel mai important pentru noi și trebuie să, să facem tot posibilul pentru a ne îndeplini obiectivul trasat. Ne dorim foarte mult să păstrăm toate cele trei puncte la Ploiești, să avem continuitate în victorie și să, să facem un joc bun, să, să rămânem acolo în primele două locuri. Echipa cu trecut, unde suporterii se regăsesc permanent, unde suporterii fac parte din familia Arad. Și este pentru noi un prilej să demonstrăm că putem fi în primele două echipe la sfârșitul campionatului. Locurile care, fruntașii care ne pot duce către prima ligă. Știm că vom întâlni un adversar redutabil, un adversar bun. E, apropo de această serie frumoasă, te consideri și un antrenor norocos? Să mă consider un antrenor norocos? Da, sunt un antrenor normal. În momentul în care ești într-o serie frumoasă, la o echipă de tradiție, te poți considera un antrenor norocos. Perfect adevărat. Da. Și va continua seria? Doamne ajută. Deci Doamne ajută. Da. Și norocul e și cum lucrezi. Nu cred că numai norocul face parte din... Știu eu... acest ingredient al jocului. Tamuz poate fi primul plecat, având în vedere problemele pe care le are? Tamuz are o problemă specială. Încă nu a reușit să... De sănătate? De sănătate, sigur că da. De sănătate. Mai sunt patru etape și trage. Nu există antrenor care să spună, de mâine vom juca spectacolul. Îmi pare rău, dar nu pot să spun treaba. Păi, jocul ăsta probabil va veni, sau dacă va fi să vină, sau să-l ordonezi, să prezinți,
funcție și de oameni pe care i-ai alături. În echipă. Iar lucrul ăsta poate veni dacă în iarnă vor veni alți jucători sau vor fi și alți jucători. Da, dar vedeți că... Dacă tu... Da, corect. De fapt, poate că întrebarea vine, întrebarea lui Adi vine în ideea în care dacă și tu îți dorești ca echipa să joace altfel, să joace ofensiv. Normal că îmi doresc ca echipa să joace altfel. Normal că îmi doresc ca echipa să câștige la 3-4 goluri diferență. Normal că și eu vreau să stau liniștit pe bancă, să aplaud acești jucători care se exprimă în teren, să mă bucur atât cu spectatorii. Care antrenor nu-și dorește acest lucru? Nu se poate ca să punem, căruța înaintea carului. Deci, în momentul acesta, când echipa a avut, o perioadă mai puțin constructivă, să spunem, prin lipsa unor rezultate, cred că am ales varianta de a veni cu un joc de siguranță, un joc care să ne aducă puncte. Poate mai puțin plăcut ochiului. Dar din mers, vom regla anumite mecanisme, anumite relații de joc. Vor veni, poate și jucători care să ne asigure spectacol. Credeți că Real Madrid fără jucătorii sau Barcelona fără jucătorii de top ar oferi așa mare spectacol? Tu ai coborât din cancelarie, ca să zic așa, și ai ajuns în teren. Știi foarte bine ambele planuri. Și dacă în primul plan, ăla din cancelarie, s-au făcut discuții vis-a-vis de aducerea unor noi jucători în iarnă, deja noi suntem, adică noi, vorbesc de oamenii care vin la partidă și nu numai care vin lor, care stau și la televizor, se gândesc că poate va exista și momentul în care echipa să joace... Sigur că da. Desigur că da. Avem un plan bine stabilit, avem niște ținte pe care le urmărim, suntem în niște discuții cu posibile ținte. Deci, cred că și din punctul ăsta de vedere, în momentul ăsta este bine.